România. Un picior de plaie, o gură de rai, o descriere dintr-o baladă profundă cât istoria, o expresie ca un colier cu nestemate, pentru o țară pe care Papa Ioan Paul al II-lea a numit-o Grădina Maicii Domnului. România este țara câmpiilor unde lanurile se unduiesc în bătaia vântului, a dealurilor domoale ce dau rade gustoase, a munților falnici mângâiați de norii cerului albastru, a izvoarelor limpezi precum Cleștarul, a valurilor înspumate ale Mării Negre și plajelor ei însorite, a Dunării și a splendorilor de patrimoniu mondial din delta Dunării, a apelor termale și minerale, a pădurilor virgine, sălași pentru ultimii lupi liberi din Europa și pentru urși carpatini, a aurului și argintului, a sării, petrolului și gazelor naturale, a oamenilor ce au traversat o istorie cu mărețe izbânzi, dar și cu teribile încercări. România este țara nemuritorului Dracula, a albastrului unic de Voroneț, a miracolului de apă și culoare, țesut de cea mai frumoasă cascadă din lume, a formelor enigmatice ale vârfurilor de munte sau a tradițiilor și obiceiurilor de o originalitate care încântă simțurile. În România, pentru prima oară, un om s-a ridicat de la sol cu un aparat mai greu decât aerul. S-a inventat motorul cu reacție și a fost construit primul avion aerodinamic. În România s-a afirmat prima femeie inginer din lume. A fost construită prima rafinărie și s-a iluminat electric primul oraș european. Întreaga umanitate beneficiază astăzi de invenții senzaționale ale unor mari savanți români, precum stiloul, insulina, tratamentul antidiabetic, cel împotriva îmbătrânirii sau vaccinul antiholeric. Minți românești strălucite au făcut descoperiri fundamentale care au pus bazele biospeologiei, sonicității, ciberneticii, laserului. Patrimoniul universal este îmbogățit de opera unor creatori români atinși de geniu, ca Brâncuș, Eminescu, Cioran, Eliade, Enescu. România a uimit întreaga lume cu primul 10 din istoria gimnasticii mondiale feminine al Nadiei Comăneci, cu primul număr 1 mondial din istoria tenisului masculin, Ilie Năstase, cu golurile memorabile ale lui Gheorghe Hagi, dar și cu performanțele din prezent ale Simonei Halep. România continuă să uimească prin amețitorul traseu al cele mai frumoase șosele montane, dar și prin Palatul Parlamentului, cea mai mare clădire din Europa și a doua din lume. România, țară cu rădăcini istorice puternice. De mii de ani, o insulă de latinitate în Balcani, născută din contopirea dintre daci și romani, sărbătorește 100 de ani ca stat unitar. La 1918, năzuința tuturor românilor de a fi împreună într-o singură țară s-a împlinit aevea. A fost clipa astrală a neamului românesc, rezultat al devotamentului și eroismului, dar și al viziunii și al credinței patriotice. La 100 de ani de la Marea Unire, România continuă să crească, să se dezvolte și să atragă. Este parte a Uniunii Europene, membră NATO, democratică, stabilă și sigură. Toleranța și buna înțelegere caracterizează viața cetățenilor români, indiferent de religie, etnie sau minoritate. La sărbătoarea centenarului său, România privește cu încredere în viitor. Este mândră de istoria și devenirea sa. La mulți ani, România!